Bună ziua din nou, în fața dumneavoastră, pentru prima dată din postura de jucător al FCSB, Vadim Rață, vă stă la dispoziție pentru întrebări. Vă rog. Surprins de faptul că ai ajuns la FCSB? Bună ziua, în primul rând. Nu sunt surprins. De când am venit în România, am făcut pași mici, dar zic eu corect și înainte. Sunt bucuros că am atras atenția FCSB-ului, sunt bucuros că sunt aici. Nu sunt surprins, știam acum vreo 5 zile că sunt interesați de mine. Încerca să mă pregătesc, să stau liniștit și uite că s-a făcut. Bate inima când afli că ești dorit de o echipă mare? Da, foarte mult. Nu știu, am avut emoții foarte mari, le-am și acum, sincer să fiu. E ceva, un club mare în România, e ceva important și pentru cariera mea de fotbalist. Un pas foarte mare înainte, deci sper să și cred că o să fac față aici și să aduc un plus echipei. Da, e cel mai important moment din cariera ta de până acum, acest transfer? Da, cred că da, dacă vă uitați în CV-ul meu, cu siguranță e cel mai mare club. Așa că... Ce? Da, e cel mai important pas, nu pot ce să zic. Aș vrea să te întreb de ce te temi la FCSB. Ha, nu am frici. De ce să-mi fie frică de ceva? Posibil m-aș teme că să nu-mi reușească, pentru că vreau foarte mult să-mi reușească acest lucru, dar știți cum e, când te muți la un club nou, tot timpul apare ceva. Adică, nu știu, cum te încadrezi cu un colectiv, până te acomodezi cu echipa. Eu am văzut azi că avem un colectiv bun, sunt băieți buni aici, am făcut și primul antrenament azi. Mi s-a părut că l-am făcut bine și băieții m-au primit la fel de bine, așa că eu cred și sunt sigur că o să-mi reușească. Dar de patron nu ți-e frică? De ce să-mi fie? De reacțiile pe care mă bate Nea Gigi? nu mi-e frică, o să știu că mai iese dumnealui prin presă, dar... O să încerc să-i dau cât mai puține șanse din astea să mă critice. Când ai venit în România, ți-ai fixat ca obiectiv să ajungi la FCSB, de exemplu, fiind echipa cea mai titrată, cea mai... Nu, de exemplu, nu pot să vă zic ca nume la FCSB. Eu mi-am fixat un obiectiv să am an de an să fac un pas înainte la un club mai bun. De la Chindia am ajuns la Voluntari și uite că de la Voluntari am ajuns la FCSB, asta în decurs de 3 ani și jumate. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să merg mai departe, poate plec și în afară. Mai am puțini ani de jucat. Unde ți-ar plăcea să joci afară dacă vrei să faci acest pas în viitor? Nu știu, nu pot să zic. Sunt multe campionate acum interesante pe care îl prefer eu. E, nu știu, campionatul Germaniei, cred că... ar fi foarte potrivit pentru mine, pentru că se joacă un fotbal agresiv, cu pressing total pe tot terenul, așa că ceea ce mă caracterizează pe mine. Vorbeai mai devreme despre momente importante pe care le-ai trăit în viață. Ai putea să compari intensitatea golului marcat împotriva Franței cu cea a semnăturii date pe contractul cu FCSB? Da, cred că da. Bine, aici, acolo a fost așa un moment... O fază de cât, am dormit cu ea noaptea și a doua zi parcă a trecut. Aici însă am de stat 2 ani și sper să vrez din plin aceste zile, acest timp. Așa că, dar ceea ce e legat de emoțiile pe care le-am avut și atunci și acum când am semnat contractul, da, au fost la fel de mari și la fel de frumoase. Sezonul trecut ai fost în play-off cu Voluntari, anul acesta e titlul cu FCSB? Doamne ajută, eu vreau foarte, îmi doresc foarte mult, vă dați seama că am venit aici să ajut echipa și obiectivul este, toată lumea știe, adică de ce nu, eu cred că avem echipă puternică. Poți debuta chiar împotriva unei dintre fostele tale echipe mâine seara. Da, așa este, ce să zic, cunosc băieții de acolo, sunt o echipă puternică, cei de la Chindia, stau bine în teren, noi de suntem, când eram la Voluntari, era mai greu. Acum clar că fiecare meci trebuie luate cele 3 puncte. La Voluntari ne mai gândeam și la un egal din când în când. Acum nu mai am acest gând în cap. Vrem să luăm cele 3 puncte și să ne vedem de treabă. Stau bine departe. Pe teren și rău în clasament. Și noi deocamdată. Dar
Dar eu zic că o să fie bine și la noi și le urez și lor baftă, nu în meciul cu noi, dar pe viitor, pentru că e un club frumos acolo. Ce ar însemna pentru tine să joci în grupele Conference League? Aveți o dublă între voi și aceste grupe cu Viking. Da, cum am mai zis, abia am realizat acest transfer, încă nu am reușit să mă gândesc la faptul că putem prinde și grupele Conference League. E un pas important pentru orice fotbalist să joci într-un turneu european ca Conference League, așa că îți crește, nu știu, valoarea, îți crește cota pe piață, îți crește tot, așa că e important pentru fiecare, mai ales că aici la noi sunt foarte mulți jucători tineri și ei au nevoie de această experiență în primul rând. Cu siguranță te-ai uitat la meciul de joi de pe Arena Națională cu 40.000 de oameni în tribună. Ce sentimente te încearcă, ținând cont că urmează un meci la care pot veni mult mai mulți oameni? Da, a fost chiar o atmosferă senzațională. Nu știu ce să zic, băieții din teren cred că au simțit-o mult mai bine, dar să știți că și la televizor s-a văzut și s-a simțit acea energie pe care o transmiteau fanii din tribună. Ce să zic, îi așteptăm în număr mare la toate meciurile și la astea din campionat și la astea din cupele europene. Sper să ne susțină și să-i bucurăm cu rezultate. N-ai mai jucat până acum cu 40.000 de oameni, nu? Am mai jucat cu Franța, am mai jucat și cu Rusia la echipa națională, am jucat și în Sarajevo cu vreo 20.000 în tribune, un stadion foarte frumos în cupele europene, unde se cântă tot meciul. Deci încălzirea făcută, nu... Da, nu cred că mă surprinde tare faptul ăsta, dar oricum e. De data asta te vor susține pe tine. Da, asta e diferența, bravo, bună. Cum ți s-a făcut botezul? Cum a fost primirea aici? Sincer să fiu, nu s-a făcut niciun botez. Am zis câteva cuvinte în fața la noi colegi. Ei mi-au urat un bun venit și cam atât, pentru că s-a făcut totul repede și mâine deja e meciul, nu avem timp să facem botezuri, să vor discutăm mult, am trecut direct la treabă. Fostul tău antrenor deja plânge după tine, spunea că a pierdut unul dintre cei mai buni jucători. Da, nu știu, n-am citit ce a zis Mister Liviciu Botariu, dar îi sunt foarte, foarte recunoscător lui, în mare parte e și meritul lui acest pas pe care l-am făcut eu, pentru că mi-a oferit foarte multă încredere la voluntari și datorită lui și întregii echipe am reușit să fac acest pas. Mai aștepți pe cineva de la voluntari? Mai poate veni cineva? L-aștept pe Igor Armaș. Te-ai dorit? Clar că aș dori. Suntem în relații foarte bune și e un jucător foarte bun și trăiește a doua tinerețe acum. Dacă ar fi frumos să fie și el aici cu mine. Unde ai menționat, n-ai vorbit? Că cei de la FCSB caută atacant. El mi-a urat good luck, mi-a zis că m-ai lăsat singur, că noi mai discutam cu el, dar n-am discutat în privința la un transfer, nu știu, el e băiat mare, deja știe ce are de făcut, știe planurile lui pe viitor, așa că... Mulțumim și baftă! Mulțumesc frumos și eu! Good luck și ne vedem mâine!